Carlo, ultimul meci în Cupa României, ultimul meci din grupă, un 0-0 de mare luptă cu CFR Cluj. Da, din păcate am rămas în 10, cam rapid, și ne-am făcut puțin jocul greu. Am încercat, am luptat din toate puterile, dar din păcate rezultatul s-a terminat nul și am ieșit din competiție. În ciuda faptului că ați evoluat fără un om aproape tot meciul, pe final ați avut forța să atacați, să forțați victoria care vă era obligatorie. Bineînțeles, noi știam că victoria ne trebuie, am încercat până în ultimul minut, chiar dacă am stat mai mult defensiv, am încercat să plecăm pe contraatac, să luăm mingea a doua. În unele situații am reușit, dar n-am reușit să dăm multe șuturi la poartă și să înscriem. Dar, per total, un joc colectiv bun și o să încercăm să luăm ce pozitiv din acest meci. Publicul a fost alături de voi și v-a încurajat pe toată durata meciului. Da, ne bucurăm foarte mult, este alături de noi și sperăm ca de acum încolo, în campionat, să-i facem fericiți și să vină la stadion în număr cât mai mare.